Pandemia de coronavirus a transformat școala într-un dute-vino care nu face altceva decât să le inducă elevilor o stare de incertitudine. Pentru bobocii de la Colegiul Național Ion Minulescu, așteptările pentru primul an de liceu erau diferite. Aveam mai multe așteptări, în sensul că așteptam balul și mai multe experiențe cu colegii, dar e bine și cum e acum. Până la urmă, important e că putem să mergem cât de cât la școală și să ne mai cunoaștem între noi. Este bine la școală. Ne bucurăm că am revenit în bănci și sperăm să dureze cât mai mult acest lucru. Nu este ca și cum am fi constant la școală, dar este mult mai bine să fim full online. Și pentru elevii de gimnaziu, semestrul al doilea a ridicat multe semne de întrebare. Ei spun că este destul de obositor să nu știe dacă săptămâna viitoare se mai duc sau nu la școală. E greu pentru că odată acasă te simți relaxat în largul tău, apoi vii la școală și în general testele în săptămâna aceasta, ne așteaptă multe teste, pentru că acasă profesorii au început să ne predea și apoi când te obișnuiești iarăși la școală, iarăși ajungi acasă. Sincer, este mult mai obositor pentru că presupune reîntoarcerea la școală și din nou acasă. Și în online este mult mai mult de învățat, este un nivel mult mai mare decât la școală, parcă avem și mai multe teme. Și obositor în general. Decizia de funcționare a unităților de învățământ din județul Olt este actualizată săptămânal în fiecare zi de vineri. În urma analizei epidemiologice efectuate de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt, se vor stabili scenariile de funcționare a fiecărei școli în parte.